Elevii defavorizați din învățământul preșcolar, primar și gimnazial vor primi tichete în valoare de 500 de lei pentru a-și achiziționa rechizite și haine, se arată într-o ordonanță de urgență a Guvernului, care a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial. Conform ordonanței de urgență numărul 133 din 2020, tichetele sociale se vor acorda pentru un an școlar elevilor care provin din familii în care venitul lunar mediu pe membru de familie este de 50% din salariul de bază minim brut pe țară. Procedura de distribuire a tichetelor se va stabili prin ordin de ministru în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare. Tichetele vor fi emise pe suport electronic, iar utilizatorii le vor putea utiliza pentru plata rechizitelor și hainelor. Acestea se vor acorda în baza unor liste întocmite de autoritățile administrației publice locale, iar suma nu va putea fi preschimbată în numerar.